Depinde și cât de încredere îți inspiră persoana respectivă. Cu siguranță. Și unde vine. Cu siguranță, așa, da. Asta ține de asta. Ce altceva, hai să vedem ce mituri ar putea să existe, dacă vă zic eu unul mare acum, dacă nu vedeți voi. Certificări. Din câte am înțeles, există o neapărat mișcare, dar un curent de a pune mai mult accentul pe certificări, cel puțin la noi în România, pentru a începe să fie diferențiați coachii care cred că au trecut printr-o școală, au formare, au trecut prin partea asta de aici cu bubață, exemplu, practic și toate chestia asta, și cei care doar pur și simplu își fac un site și spun eu sunt coach. Și am înțeles că au fost experiențe foarte neplăcute în piață, deci business-uri care au fost abordate de diverse persoane care se recomandau ca și coach și care, mă rog, au stricat piața pentru cei care chiar erau, care știau să facă meseria. Asta este ce știu. E mai tare certificarea decât ăsta? Să fiu foarte bun? Mai tare decât nimic, evident că... Da. Da. Ceea ce știi să faci contează mult mai mult decât ceea ce zice cineva că știi să faci. Ok. Dar eu nu cred că este destul de importantă și când ai spus de o școală, cred că unul din factorii destul de importanți este să fie o școală care să fie certificată. Sau orele care sunt de training să fie pentru certificare ICF sau nu știu ceva. Ok. Asta e un bun exemplu și o bună comparație, așa, ca să facem testul. Mai este ceva legat de certificare care mi se pare foarte relevant. Adică dacă chiar ești în meseria asta și chiar vrei să o faci la nivelul maxim de excelență, eu cred că trebuie să-ți iei o certificare. Okay. Măcar ca să-ți confirm ție, măi, știu să fac chestia asta suficient de bine ca să trec testele de la nu știu ce. Sau am suficient de multă experiență ca să pot să fii contorizat. Da. Și înțeleg ce spui și încerc să prelucrez iarăși prin experiența mea ceea ce ai spus, să-mi spuneți dacă aveți ceva foarte diferit. Apropo de mit sau realitate, n-am pus-o prima certificare. Asta de ce? Nu pentru că nu cred în ea sau că n-are valoare sau că n-are rostul ei, dar nu este cea care va face diferența. Și dacă vă uitați la marile nume, au apucat să fie mari nume fără să fie certificați și sunt mulți oameni foarte cunoscuți și foarte buni care nu sunt certificați de ICF în principal, probabil, da? De ce spun chestia asta? Și vă dau cum este ea relevant în cazul vostru. N-ar trebui să aștept până mă obțin eu certificarea de la nu știu unde ca să mă apuc să coachesc și să am business-ul meu și să mă duc pe piață să schimb viața unor oameni. În felul ăsta vreau să poziționez. Cu sigur. Dacă aș întreba ceva, cum te spui acum. Da. Ai de pus să faci asta la acel bani, pentru serviciu pe care prestezi? Da. Că totuși mi se pare un pic... Pentru că este o meserie foarte nouă și nereglementată. Ce cum e... noi, exact. Nu, cred că nu știu dacă undeva în lume e reglementată. Nu e nicăieri. Oricine poate să zic că eu sunt coach și dacă tu ai încredere că eu fac ceea ce te vrăjesc eu că pot să fac și îmi dai bani, acum e treaba decât a mea sau a ta, până la urmă, știi? Și de-aia sunt, cum spunea și el, sunt mulți oameni care spun că fac coaching cu ceea ce știu ei să facă, nu știu cum fac eu coaching și poate chiar schimbă vieți, poate chiar sunt buni, cum este Anthony Robbins, ce el e, certificat ICF sau mai știu eu ce. Dar el, iarăși, pentru mine un model de motivație și de hotărâre de a învăța tot ce se poate și de a da înapoi, a schimba viața oamenilor. Ok, și o să vă zic, o zic, gata, eu mă fac un pic de rușine, dar o zic, eu n-am certificarea ICF, n-am nici măcar certificarea IIC, care este firma, asociația, de fapt, Forumul European. Și cumva, mi-am pus-o un picuț ca ambiție. Oare cât pot să merg eu așa fără să am certificare? Hai să vedem, pot să devin cineva fără certificare? Dar de ce am făcut chestia asta? Sau de ce? Pentru că nu m-a trimis nimeni la facultatea de psihologie și a fost dură, 3 ani de șmotru. Da? Deci nu m-a trimis nimeni să fac 2 școli sau să citesc atât. În momentul atunci, standardul meu a fost exigența mea personală și standardul meu care este foarte înalt. Și am știut că dacă sunt foarte bună, devin foarte bună, într-adevăr, foarte puțin clienți mă întreabă, dar tu ai certificare? Cred că nu știu dacă m-a întrebat unul. Și știți ce m-a întrebat? Firma mea de unde am plecat eu, deci corporația de unde am plecat, mi-au zis, vai, avem așa de mare încredere în tine, vrem să lucrăm cu tine ca și coach. Ei au fost prin care m-au întrebat, dar ai certificare?
Mă cunoașteți, știți cine sunt, ce pot să fac? Mă întrebați voi, cred că ei sunt singurii care m-au întrebat. Am avut tăria să spun nu firmei mele, care potențial ar fi putut să fie un mare business de... Da, mă cunoșteau, veneam de la ei. Deci asta ar fi despre certificare. Nu stați, nu vă blocați în ea. Cred că e bună și probabil că o să o iau și eu, exact cum spui tu, e de așa de obraz. Dar nu e prioritate. Ce prioritate pentru mine este să cresc și să cresc cumva mai mult. Și, sau prioritatea a fost să învăț și să cresc și cum a fost să pun numărul la bătaie și să mă asigur că sunt bună, m-am dus. Dar asta nu cred că e esențială acum. Și recunosc că totuși ca și reprezentant al tagmei coachilor, nu sunt foarte extrem de mândră de chestia asta, dar știu că nu e o prioritate și sunt mândră în sensul că cred că prin asta sunt mândră, că eu știu standardul și standardul meu este înalt și este cred că mai important ceea ce cred eu despre mine decât ceea ce crede ICF sau ceilalți. Mă rog. Forma mea de mândrie. Exact. Exact. Da, exact. De asta n-am pus o prioritate. Știu că și are rostul ei cu siguranță, cum zici, de exemplu, când mă gândesc să-mi aleg o școală, doar dacă am niște recomandări foarte puternice. Când mi-am ales-o pe asta, pe cea de-a doua școală, Super Coach Academy, nu e nicio certificare. Atunci lansa omul o idee. Mi se pare iarăși genial ca și un coach să strânge o comunitate de vreo 20 de oameni care l-au influențat pe el în cei 20 de ani de carieră și a pus, uite așa, a făcut o școală, necertificată, dar a fost minunată experiența aia. A fost hrană vie, să spun așa, tot ce am putut să primesc de acolo. De unde m-am luat? Hai să trecem la punctul 2 totuși, că o să putem să stăm până dimineața, vă spun. 2. Deci asta e cam clar. Ideea, câteva puncte, fii cât poți de bun și încearcă să te dezvolți cum poți. Cum știi tu, cum te lasă pe tine inima, să zic așa. Care ar putea să fie al doilea pilon ca să mă asigur că acum sunt bun, da? Să zicem că l-am pe primul, sunt bun. Ce am nevoie ca să pot să capă și client, să capăt amploare ca și business? Să știe lumea de tine. M-ai spus tu? Personal planning? Ok. Personal planning. Branding. Așa, de-astea. Sales marketing. Da? Fair. Foarte normal. Tată, să știi să te vinzi. Whatever this means. Aici, de fapt, întrebarea. Whatever this means. Și aici, iarăși, avem loc de adrăbări și mit. Hai ziceți voi niște idei. Ce ar trebui, ce înseamnă să fiu, să am skills de sales și marketing ca și coach? Să-mi fac sales and marketing ca și coach? Primul rând trebuie să cred eu. Asta e important. E important. Așa, e important, exact. Și cum se, deci vorbim în context de sales and marketing, cum o comunic pe asta? Adică cum se vede? Cum știu ceilalți că eu am încredere în mine? Să ne asum ceea ce fac. Prin atitudine. Deci în orice interacțiune cu oricine, apropo de sales and marketing, deci de la 1 la 1, exact. Deci de la 1 la 1, sau și când se duce vorba, oamenii simt un om care e așa, da? Sau un om care resplendisează, ca să zic așa. Da? Ce ar mai fi ca și sales and marketing? Ce vedeți voi în jurul vostru că fac coachii sau că se practică ca oamenii să se facă cunoscuți? Site-uri, bloguri, Facebook, workshops, networking, articole. Ce feedback? Ce a văzut la tine bun? Sau ce ți-ar sugera să îmbunătățești? Ok. Și asta e, în ce fel este sales and marketing? Este că faci oarecum pe clientul tău sau cel cu care interacționezi să te vadă și un pic în afara interacțiunii doar pentru el. Ok. E un lucru pe care nu cred că multă lume cere. Ok. Am fost surprinsă că am stat de vorbă cu un prieten care este coach și l-am întrebat, facea asta de peste 30 de ani și am zis, ai întrebat vreodată? Și am zis că nu. Poate că este foarte sigur de imagine. În sfârșit, nu putem să judecăm noi, dar cu siguranță e un aspect care e important în general, să ceri feedback.
Și cum cred că ai să le apropoși de recomandat. Când nu trebuie ca ceva, ai mulțumit de tine, nu trebuie neapărat să scrie undeva lucrul ăsta, ci câți clienți îți aduce la rândul lui. Acea persoană deja spune multe despre feedback-ul persoanei vis-a-vis de experiență. O să strunesc așa un pic discuția, ca într-o ședință de coaching să ne atingem obiectivul, iertați-mă. Și o să vă întreb, din tot ce am spus noi acum, ce am putea să trecem la adevărul, lucruri care durează și sunt de bază. Dacă le faci, persiști. Mă rog, ai rezultate în cel din urmă. Constanța în ce? Vrea să antreneze. Corect. Orice faci, fă-o și nu te lăsa. Fă-o cu persistență și cu constanță, că până la urmă se face bulgărele mai mare. Deci o să ai masa aceea. Și un exemplu din partea de business este Procter & Gamble. Am lucrat pentru Procter & Gamble. Uite, așa vă și spun povestea mea. Ei nu sunt foarte subtili în marketing sau în reclame, în comunicare. Departe. Nici în vânzare, dar al naibii, uite așa, fac tac, 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 tac. Deci nu poți să scapi de ei. Deci constanța și persistența te copleșesc cu cantitate. Uneori cantitatea compensează calitatea, mă rog, cu limitele de rigoare. Dar constanța așa e. Bun. Ce ar putea să fie? Dar dacă aș fi constant într-un lucru care știu că e puternic și lucrează pentru mine, ce ar putea să fie lucrurile ăla? Hai să vă zic așa, care mai, uite, vedeți, cred că e mai greu de ghicit și când l-am auzit, o să vi spun că da, normal, dar când de la ușă te lovește într-un fel în care simți că dacă îl pui în aplicare, merge, apropo de constanță, este dezvoltă un proces regulat. Proces înseamnă, uite așa se întâmplă, ceas, regulat, de a-ți găsi clienți. Cum? Tu știi cum. Că te duci tot timpul la întâlniri de networking, că scrii tot timpul pe blog, că vorbești tot timpul cu oameni, că te duci tot timpul și vizitezi școli. Orice este, nu lăsa găsitul clienților așa, dacă vine, nu vine, hai să mai scriu și acum un articol sau hai să mă duc și eu la întâlnire, poate mi este. Gândiți-vă un proces, adică o mașinărie. Adică un lucru care repetitiv și mai ales dacă îl automatizați, el lucrează pentru voi. Și sunt modele de cum să piramidale, de cum, nu știu, mai întâi să trimiți un newsletter, să dai ceva pe gratis, content pe gratis, apoi să îi faci să-ți cumpere primul produs și apoi și produse mai mari și mai departe. Sunt tot felul de modele pe care ei le vând. Asta este modelul de a get leads, get clients. Okay? Orice gândiți voi, asigurați-vă că e constant, că după cum știți, ești antreprenor ca și coach și nu îți vine salariul lunar în fiecare lună când știți voi. De-aia trebuie să automatizați voi cât puteți din a vă expune sales and marketing, astfel încât oamenii să vă cunoască și să știți că aveți acolo un pipeline, da? Sunt pe țeavă. Deci un proces, faceți-l să lucreze regulat pentru voi. Moment care ar fi fost. Ok. Hai să zic două mituri. Am mai zis două. Sales and marketing. Nișă. Ați auzit de nișă? Cum e cu nișa asta? Trebuie să ne facem nișă sau nu? Și da și ba. Și da și ba. Poate să ajute. Nu mă întreabă oamenii și ce te-ai specializat sau ce faci. Prebondere nici. Să așteaptă să primească. Câți dintre voi, că mă gândesc că cei mai mulți sunteți începători, știți să v-ați formulat foarte clar nișa, mâna sus? Uite, Cristina, după mulți ani,